În acest tutorial am să vă arăt cum am gândit eu rezolvarea problemei afișe de pe site-ul bbinfo.ro. Are numărul 2676 și a fost dată la Olimpiada Județeană de Informatică în 2007 la clasa 8-a. Acesta este enunțul. N-am să-l mai citesc, vă las să-l citiți singuri. Am să vă explic metoda mea de rezolvare folosind exemplul 1 din problemă. În acest exemplu, lungimea zidului este de 25, adică L egal 25. Numărul de unități deteriorate este egal cu 8 și numărul de panouri disponibile, K, egal cu 3. Citesc din fișier. În locul unde se află afișele deteriorate. Primul afiș este pe poziția 3. Folosesc un vector unidimensional care inițial are valorile 0. Și pe pozițiile afișelor deteriorate pun valoarea 1. Deci prima dată VD3 este 1. VD11, 1. VD6, 1. VD4, 1. VD19, 1. VD15, 1. VD20, 1 și VD12, 1. Acest vector am să-l împart în alți doi vectori. Un vector V1, în care rețin zonele cu afișe deteriorate, și un vector V2, în care rețin zonele cu afișe nedeteriorate, adică zonele cu valori 0, iar în V1 zonele cu valori 1. Spre exemplu, prima zonă cu afișe nedeteriorate este zona V1-V2, dar această zonă o ignorăm. Aici nu putem să plasăm un panou. Zona pe care putem plasa un panou se află în zona V3-V4. Am să fac suma acestor două valori. Este egală cu 2. Crește numărul de elemente ale vectorului V1. Și pe poziția 1, în vectorul V1, pun valoarea 2. Adică această zonă are lungimea 2. Întâlnesc o zonă fără probleme, crește numărul de elemente ale vectorului 2, iar pe poziția 1 din vectorul 2 pun numărul de zerouri consecutive aflate în această zonă. În cazul nostru, 1. Întâlnesc un nou afiș deteriorat, crește numărul de elemente ale vectorului 2, ale vectorului 1, se creează un nou element pentru vectorul 1 și aici punem numărul de valori 1 găsite în această zonă, cazul nostru 1.
urmează o zonă fără probleme, formată din 4 zerouri. Crește numărul de elemente ale vectorului 2 și pe poziția a doua a vectorului 2 punem valoarea 4. Următoarea zonă are două afișe deteriorate, crește numărul de elemente ale vectorului 1 și pe poziția 3, în vectorul 1, punem valoarea 2. Următoarea zonă este o zonă cu afișe nedeteriorate, cu două afișe nedeteriorate sau două unități de afișe nedeteriorate. În vectorul 2 mai adăugăm un element cu valoarea 2. Am ajuns pe poziția 15 în vectorul V. Aici avem o unitate deteriorată, o adăugăm la vectorul V1. Pe pozițiile 16, 17 și 18 avem 3 unități nedeteriorate, le adăugăm la vectorul V2. Pe pozițiile 19 și 20 avem 2 zone deteriorate, le adăugăm la vectorul 1. Următoarele 4 valori 0 trebuie ignorate. Deci unitățile fără probleme de la începutul și de la sfârșitul vectorului le vom ignora. Acolo nu vom pune panouri pentru a acoperi acele zone. Lungimea minimă folosită până acum este val egal cu, și adunăm valurile 2 cu 1, cu 2 cu 1 și cu 2. Avem 3 cu 3 și cu 2, 8. Deci avem nevoie de panouri de lungime 8. Și numărul total de panouri necesare în acest moment, NK, este egal cu numărul de elemente ale vectorului V1, adică 5. Dar noi avem la dispoziție doar 3 panouri. Prin urmare, avem nevoie să luăm, să acoperim și spațiile fără probleme. De aceea am să sortez crescător vectorul V2. Și am să iau din spațiile fără probleme spațiile de dimensiune minimă. Deci, noi avem nevoie de 5 panouri, dar avem la dispoziție 3 panouri. Prin urmare, am să iau și din zonele fără probleme zonele 1 și 2. Deci, valoarea, lungimea minimă totală va fi 8 plus suma acestor două zone albe, plus 3, adică va fi egală cu 11. Numărul de panouri va fi egal cu 5 minus 2, adică cu 3, egal cu... Iar
Da, acum am să vă arăt cum am făcut programul. Am inclus două biblioteci, fstream pentru fișiere și algoritm pentru funcția sort. Am deschis pentru citire fișierul afișe.in și pentru scriere afișe.out. Am declarat aceste variabile, printre care vectorii V, V1 și V2. Am citit din fișier lungimea zidului, numărul de unități ce urmează a fi acoperite și capa, numărul maxim de panouri. De pe rândul următor de fișier am citit cele N unități ce urmează a fi acoperite și pe pozițiile corespunzătoare în vectorul V am pus valoarea 1. Vectorul V, fiind declarat înainte de funcția main, a fost inițializat cu 0. Parcurg vectorul V, începând de pe prima poziție, și cât timp există elemente în vectorul V, verific cum este fiecare element. Dacă VDI egal cu 0 și N1 egal cu 0, înseamnă că suntem la începutul vectorului și la începutul lui sunt valori de 0. Prin urmare, le ignorăm. I crește cu 1. Dacă VDI este egal cu 0, dar nu suntem la începutul vectorului, înseamnă că suntem într-o zonă albă. Și atunci acea zonă o reținem în vectorul V2. Deci crește numărul de elemente ale vectorului V2 și cât timp dăm de zerouri în acea zonă, V2 de N2 crește cu 1. Deci pe poziția N2 în vectorul V2 am să rețin numărul de unități care nu au probleme. I crește dacă VDI egal cu 1, înseamnă că suntem într-o zonă cu afișe deteriorate și contorizăm numărul acestor afișe care sunt consecutive cu ajutorul variabilei N1. N1 crește și în vectorul V2, pe poziția N1, punem numărul de unități care au probleme. În același timp, lungimea totală folosită se actualizează, crește și ea cu 1, de fiecare dată când adăugăm o nouă unitate. Dacă VDL egal cu 0, înseamnă că zidul se termină cu o zonă albă. Deci, aici nu avem nevoie de panouri. Prin urmare, N2 scade cu 1. Sortez vectorul V2 crescător. Dacă N1 mai mare decât K, adică avem în V1 mai multe elemente decât K, adică numărul maxim de panouri, atunci NK, numărul minim de panouri, se actualizează cu K și adaug la valoarea minimă totală lungimea zonelor unde nu sunt probleme, dar sunt zone cu lungime minimă, deci care unesc zone cu afișe deteriorate. Altfel, dacă N1 nu este mai mare decât K, NK devine egal cu N1. Adică, numărul minim de panouri va fi egal cu lungimea vectorului V. 1. Și afișez în fișier valorile cerute, adică lungimea
minimă totală folosită, val, și numărul minim de panouri ce trebuie folosite, NK. Selectez problema, algoritmul, Ctrl-A, Ctrl-C, o copiez în clipboard și o pun pe site. În zona lipește codul aici. Ctrl-V. Adaugă soluția. Am rezolvat corect problema. Am să pun și exemplul 2 în fișier. Să vă arăt fișierul de intrare. Lansez în execuție programul. Și răspunsul este corect. Am să iau și primul exemplu. Copy, paste. Răspunsul este corect. Sper că m-am făcut înțeleasă. Vă mulțumesc pentru atenție. La revedere!